Dar de Ișvan Covaș, ce părere aveți acum? Ișvan Covaș, ce arbitru mare, mă, nu. Adică Ișvan Covaș, nu mai aveți vreo emoție dacă vă arbitrează la un meci important în campionat? Nu. Și de ce nu mai am? Pentru că e prea mare ca să-l mai intereseze să-și puteze numele. E ajuns prea mare și când ajungi prea mare, pe lângă faptul că ai atât de mare experiență, este și demnitatea, nu-i mai convine să se păteze. Pentru că acum are și el 2, 3, 5 ani, cât are de mult. Da. Nu mai vrea să se păteze. Și plus de asta, pentru ce s-ar păta în România? Ca să ce? Ca după aia să-și strice numele în Europa? Nu. Deci am cea mai mare încredere și în Covaș. Și chiar și în Frasul, să știi, n-are încă dexteritatea lui Ișvan. Dar încet, l-am văzut că începe încet să prindă și el experiență. Ca și Barbu, ca și Bârsan, o să vezi, o să fie arbitru. Dumneavoastră spuneți că Bârsan v-a arbitrat impecabil, sau a arbitrat acest meci impecabil de la Cluj, dar sunt observații, să zicem, inclusiv din partea rivalilor pe care aveți în campionat, că acel gol pe care l-a marcat Bârligea la deschiderea scorului a fost precedat de o lovitură liberă pe care ați primit-o incorrect, că nu l-ar fi faultat în istor pe adversarul său din acea fază. Acum ce să facem? Păi da, dar nu e valabil pentru că în istor astăzi e liber și el nu trebuia să joace pentru că trebuia să joace astăzi campania asta, n-a început, trebuia să înceapă mai devreme cu 2 minute meciul și Nistor ar fi fost în alt loc de pe teren.